Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube. Dragilor, astăzi, cum bine ați văzut și în 2-3 cadre anterioare pe care le-am pus deja, uitați că avem aici un motor, este vorba despre un KTM. L-ați văzut și în prezentarea scurtă de câteva cadre din videoclipul anterior, în care am precizat că un tovarăș de-a nostru și-a luat o nouă achiziție, așa că acum îl avem aici și putem să spunem mai multe chestii detaliate despre el. În primul rând, dragilor, să începem cu cauciucurile. Vedeți că sunt noi, se prezintă foarte bine, nu sunt mâncate, crampoanele pe ele sunt chiar foarte bune, ceea ce conferă o aderență sporită, trage foarte bine, deci în momentul în care vrei să urci cu el, este acolo ce trebuie, discurile mari, tot ce trebuie. Aici avem niște apărători de la Pirelli, se vede, deci este vorba de ceva foarte, foarte bun. Apoi continuăm cu motorul, este vorba despre un motor de 250 de centimetri cubi, care se prezintă foarte bine pe acest cadru, vedeți și voi, chiar este mare, dar și capacitatea motorului este pe măsură, se vede destul de bine. Cum spuneam, de 250 de centimetri cubi, ce dezvoltă o putere de aproximativ 30 de cai, cel mai probabil, pe acolo, poate puțin plus sau minus, mai degrabă plus, dar nu o să spun un număr fix pentru că nu știu în acest moment. Și da, deci este un motor în 4 timpi, ceea ce trebuie din nou să vă precizez. Cum spuneam, apoi cauciucul pe spate, din nou, este ce trebuie, vedeți și voi aici crampoane, tot ce trebuie pe el. Nici o problemă până în prezent, merge de rupe câmpul, nu putem să spunem asfaltul, pentru că este un motor de teren, care, să zic, cum spuneam și încă o dată mă repet, se prezintă foarte bine. Așa că două, trei specificații pe care am avut să vi le precizez, pe urmă o să mai facem două, trei cadre din mers.